atât timp cât tu mai ai încă un defect, vreo unul da? sau vreo slăbiciune sau vreo problemă, nu ai niciun drept să, ceri, să, le, să le ceri altora, mai puțin relație de cuplu, să le ceri altora să și le depășească și le rezolve pe ale lor. Deci? Uh -huh. Adică dacă tu mai ai de lucru cu tine, tu te la tine în cameră, rezolvă-ți-o, pentru că în momentul în care tu nu mai ai butonașele, după aceea nici cum zic, starea celuilalt nu te mai încurcă cu nimica sau faptul că ea vine și îți face niște chestii, dacă tu n-ai avea butonașele pentru că ți l-ai rezolvat, că tu ai lucrat cu tine, atunci ea poate să te-o facă și tu să zici, păi, dar nu mai apăsa, că nu are rost, nu, forțezi degetul degeaba, uh -huh. okay. Dar atâta vreme cât tu ai sensibilitățile tale și ai butonașele tale, evident că ar fi mult mai ușor ca celălalt să nu ți-l apese. Știi de ce? Că tu nu te descurci cu ele. <laughs> Uh -huh. Și atunci îi cer celuilalt să se descurce cu lucru care tu nu te descurci. Deci, practic, îi ceri celuilalt să, să se descurce cu problema ta. Exact. Să uh -huh. se adapteze cumva la problema ta. Uite, eu am sensibilitatea asta, am problema asta, fă ceva tu și mă enervezi dacă nu faci. Fă ceva tu.